Cine ar fi crezut că redeschiderea unui sistem de irigații poate fi un subiect de mare interes pentru zeci de ziariști și oficiali de prim rang? Și totuși, așa a fost la punerea în funcțiune a stației Haret din amenajarea Ruginești-Pufești-Panciu, care va iriga culturile din bazinul canalului Siret-Bărăgan. Până să aflați mai multe informații despre acest eveniment de la colegul meu, Marius Milea, trebuie să vă spun că realizarea acestui sistem de irigații a fost oprită de comuniști în anii 80. Veste bună pentru fermierii din această zonă. Stația de pompare a apă a canalului Siret-Bărăgan a fost pusă în funcțiune în prezența oficialităților. De acum, culturile vor avea apa necesară ca producțiile să fie pe măsură. Reprezintă un început foarte bun pentru agricultura românească și sper să putem continua acest lucru și cele 2 milioane de hectare prevăzute în programul de guvernare, cele 2 milioane de hectare irigate să devină o realitate. De fapt, deja ați ajuns la, da, la jumătate. Am trecut de jumătate, am ajuns la 1,2 milioane. Da, iar aici aruncăm pentru prima dată sirietul pe câmp. Vreau să-l felicit pe domnul ministru al agriculturii și pentru această inițiativă și pentru faptul că, conform programului de guvernare, încearcă să asigure irigații pe o suprafață cât mai mare. Vorbim acum de 1.200.000 de hectare. Până în 2020 vom ajunge la 2.000 de hectare, așa cum am promis și vrem să ne ținem de cuvânt. 2 milioane de hectare. Deci 1.200.000 de hectare, până în 2020 2 milioane de hectare. Așa cum am promis așa în programul de guvernare, vrem ca acest lucru să devină realitate. Vor continua investițiile în acest canal? El are o lungime de 200 de kilometri în total. Avem acum 3,5 kilometri, vom merge până la 7 kilometri și încercăm să continuăm investițiile, pentru că atunci când pornești ceva, trebuie să duci și la bun sfârșit. Înțeleg că deja două asociații de fermieri au și început irigațiile, se irigă 3.000 de hectare, deci este un început, un început promițător care trebuie continuat. Nu putem vorbi de eficiență în agricultură, de competitivitate, fără a avea irigații și cred că acest lucru este important și este apreciat de către fermieri. Investiția este undeva la 1 milion de lei, ce am făcut până acum. E un program în detaliu construit, în așa fel încât să ajungem la finalitatea lui pe partea dreaptă a canalului Siret. Pentru că observați două lucruri aici. Pe de o parte, infrastructura principală, care înseamnă canalul Siret-Bărăgan, care are o lungime de exploatare, deci practic este funcțional, cu un dop la kilometru 5700, iar la 5200 este această gură de aspirare care a fost proiectată și introdusă în stația de repompare 5 de la Haret, stație care, după cum v-a spus domnul director, n-a funcționat niciodată, ea a fost doar în probe în momentul în care s-au terminat lucrările respective. Iată că după atâția ani de zile ducem apa de pe Siret la plantele din Vrancea.